Știi cum mi se pare? Mie mi se pare așa că dacă Organizația Mondială a Sănătății, chiar dacă ei, într-adevăr, imaginea lor este praf, dar nu recomandă fumatul și nu recomandă nici consumul zilnic de mâncare de carne procesată, adică dacă eu aș recomanda la un pacient carnea procesată, e ca și când aș recomanda fumatul. Pentru că sunt pe același loc, nu? Asta este. Adică nu recomand, pe de altă parte nu sunt așa, domn, dacă mănânci ai terminat-o, gata. Și nici nu trebuie desființate, ferească Dumnezeu. Sub nicio formă, că mănâncă. Dar nu fumez. Doctore, să vedem că tu ai venit pe la noi cu alte vești, nu? Eu v-am adus cadou. Mâine sunt Valentin și vorbim despre potență. Despre potență și despre impotență. Despre dragoste, doctor. Despre iubire. Despre iubire. Hai să vedem. Măi, trăim într-un secol în care, din păcate, modalitățile în care știm să ne iubim între noi scad și ca intensitate, și ca măsură, și ca număr. Și asta este la o problemă. La ce te referi? La de câte ori ne iubim soțiile și ne iubim soții într-o lună. Și adică? Adică, uite, dacă acum 20 de ani media era de 62 de ori pe an. Deci acum câți ani? Acum 20 de ani. Deci acum 25 de ani. Stai că ți-am adus grafic frumos. Stai că îmi notez pe șervețel. Deci acum 60 de ani, oamenii... Nu 60, nu, acum 20 de ani. Uite-te, uite ce frumos ți-am adus aici. Ia mă, stai să... Vrei să mă duc acolo? Nu mă duc, e prea departe, nu înțeleg nimic din graficul ăsta. Măi, e atât de frumos. Jos, vezi graficul de jos? Da, doctor. Graficul de jos, în 1989, oamenii se iubeau de 62 de ori pe an. Pe noapte. Pe... În 1996... În 89, deci asta înainte de Revoluție. În România, asta, da. În 1996, că nu știu de ce a fost vârful, ce s-a întâmplat, mă, în 1996? A fost ceva special atunci. Oamenii s-au iubit atunci. Datorită acestui lucru ați fost născuți. Dar fii atent ce se întâmplă. Scade. Și în 2014 ajungem la 54. Și 54. În 2014, că până acolo, da, pe ani. Dar nu, eu că nu e graficul meu, măi. Și același grafic, da? Vedem pe măsură ce scade cantitatea de sex, crește cantitatea de stres. Este clar? Da. Dar fii atent. Crește stresul, scade sexul. Exact. Mai este ceva care crește. Ce? Nu vă spun. Dar vă las să ghiciți. Cine ghicește... Aici ai riscul să mori. Nu. Deci, același grafic, scade sexul. Dar crește ceva. Crește ceva, nu vă spun ce. Dar e de bine sau de rău? Este ceva pe care faceți aproape în fiecare zi. Telefon, consumul de telefon. Nu vă spun sub nicio formă. Facem în fiecare zi. Dar e de rău ăsta sau crește ăsta? E benign el, dar dacă îl face... Da. Uite, vezi? Cum crește. Dar nu vă spun ce, vă spun mâine, mesaje, toată lumea, cine ghicește, primește un consum. Tap, aici. Tap. Deci avem buni, ideea e în felul următor. Doctorul Sava a venit cu niște ceasuri, iar aceste ceasuri le poartă colegii mei. Atât fete cât și băieți. Aceste ceasuri indică nivelul de stres. E o aplicație în care tu practic vezi cât de stresanți sunt oamenii. Îl avem pe Radu, pe Costin, Greta, Raluca și Ana. Și eu. Și tu. Fiecare, deci trei băieți și trei fete. Fiecare va purta câte un ceas. Deci fiecare o să poarte câte un ceas. Mâine o să descărcăm informațiile și o să arătăm cum trăim. În ce stres trăim, o să vedem și cum dormim, pentru că înregistrează și somnul, o să vedem cum ne crește și pulsul, o să vedem mai ales nivelul de stres, pentru că ți-am arătat, stresul este principalul motiv pentru care nu ne mai iubim. Adică fizic. Oamenii mâine o să afle niște lucruri extrem de interesante despre sănătate, da? Că noi râdem aici ca adolescenții, dar de fapt sunt probleme legate de sănătate și în același timp și soluții, nu? Ce procent crezi, ce procent dintre bărbați, crezi că a avut la un moment dat în viață o problemă cu erecție? Ce procent? Spune-mi un procent. 90%. 95%. 95%? 95%, măcar o dată în viață au trecut un episod. Adică nu-i s-a mai... Da. 95%. Acum noi nu vorbim, noi nu suntem ca femeile să ne spunem poverile unul altuia. Știi, noi tăcem din gură, zicem, bă, ce mi s-a întâmplat. Și există, este un motiv, motivul se numește anxietate legată de performanță. Îți e frică că nu dai tot ce poți? Că nu ești olimpic. Da! Și ăsta este motivul pentru care nu... A, știi, Ciucă, deci... Știu, cum să nu știu. E clar. Eu am trecut prin toate, domnule doctor. Am trecut și eu printr-unul, dar nu vă spun. Nu cred. Medicamente. Există un medicament. Ai luat, doctore? Am luat medicament pentru că mie îmi bătea inima aritmic, știi? Și pentru că îmi bătea inima aritmic, trebuia să iau un tratament care îți încetinește inima. Numai că eu am uitat că am luat dimineața tratamentul, am luat unul la prânz. Și? După aia, pe la 4, am simțit niște palpitații și am zis, mă, să mai iau jumătate. Și am luat două pastile jumătate în loc de una. Seara când m-am dus acasă, am zis să începem iubirea. Ce să începem? Asta ne-a luat la revedere, ne-a culcat frumos.
A doua zi m-am dus la profesor și a zis, domnul profesor, nu mai au tratamentul ăsta niciodată. De ce, măi? Păi... Tu lasă-i supradoză. Lasă supradoză, a zis să fie. Deci există foarte multe motive. Despre asta o să vorbim mâine, despre motivele care se întâmplă. Și am ales 14 februarie, voi oameni, că vorbim de dragoste și iubire. Și soluții. Soluții. Și soluții. Vreau să vă spun că doctorul, oameni buni, dacă vă uitați la el, să știți că s-a trezit. El este tată, adică... Da, a fost adică, bom, bom! Și o să folosim și ceasul, asta e foarte important. Perfect. Da. Oameni buni, ideea e că pe canalul de WhatsApp, nu? Ai zis că vrei să postăm acolo poze cu nivelul de stres, da? O să postăm prin screen, după telefon, după aplicație. De fiecare dată când ne măsurăm stresul, o să postăm acolo și cât de stresați suntem în acel moment. Doctore, îți mulțumesc mult de tot, ne vedem mâine. Gata, Cătălin! Te pup, aștept! Te pup, doctore!